Bună seara, doamnelor, domnișoară și domnilor, Hristos a înviat. În seara aceasta nu vorbim de politică, nici de protocoale secrete. Vorbim de învierea Domnului. L-avem invitat pe domnul George Becali. Bună seara, domnul Becali, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnul Becali, o să încep discuția noastră, care vrea să fie un pic altfel, cu biserica, apropierea noastră de biserică. Ce înseamnă pentru dumneavoastră învierea? Păi da, știți, adică n-aș vrea să vorbim dogmatic, pentru că așa putea să vorbiți cu un preot și știa poate mai bine decât mine sau teologic. Aș vrea să vorbesc în așa fel încât că de-aia am acceptat emisiunea, ca să fac mărturisire. Adică dacă eu vorbesc și ascultă un milion de oameni, să zicem măcar doi și înțeleg din ceea ce eu spun și fac, pentru mine contează mult. Sunt două suflete. Și atunci o să vorbim despre învierea Domnului, așa ca să înțeleagă oamenii, simplu, foarte simplu. Deci, teologic și dogmatic. Iisus Hristos s-a întrupat în om pentru noi, oamenii, pentru ca să ne răscumpere păcatul. Și a înviat a treia zi, după ce s-a răstignit. Acel mai important lucru este, pentru că El vine și ne dă viața. Ne aduce lumină. Ce înseamnă? Ne dă viața, da? Dar acum, cel mai important lucru este lumea ca să înțeleagă că El, când Dumnezeu l-a dat pe Hristos, l-a dat unicul lui Fiu pentru iertarea păcatelor noastre. Pentru că toți strămoșii erau în iad. Dar ca să ne ierte păcatele Dumnezeu și ca să ne folosească nouă această înviere, oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Și asta e cel mai simplu și cel mai important lucru pentru oameni. Vezi? Se spune, domne, să fim mai buni, să iubim mai mult. Așa spune toată lumea, nu spune toată așa. Lua televizor, peste toată, jurnaliști, toată lumea. Domnul Becali, dar numai de Paște, de Crăciun, să spune. Nu. Nu, majoritatea emisiunilor spune, aia, domne, să iubim mai mult, aia, domne, să fim mai buni. Dar eu o să vă spun ceva, domnul Bănin. Bun. Să iubim mai mult, să fim mai buni. Da, putem? Bună întrebare. Eu vă spun că nu putem. Știi cum putem? Pentru de ce nu putem? Pentru că a iubi mai mult și a fi mai bun este dar. Nu este a noastră. A noastră este a cere darul, cadou. Și trebuie să facem rugăciune. Deci dacă vrei să ceri, trebuie să te rogi. Doamne, dă-mi iubire. Doamne, fă-mă mai bun. Da, dar El spune așa. Că o să ajungem la Sfânta Înviere. Că aici vreau să ajungem. Și El spune, da, tu vrei să iubești mai mult. Tu vrei să fii mai bun. Dar ce faci tu? Că eu de-aia m-am răstignit ca să vii la Sfânta Liturghie. Fără Sfântă Liturghie nu există lumină, nu există viață. Bine, viață după moarte. Deci, fără biserică și fără rugăciune nu se poate, domn Bădin. Deci nu se poate. Putem să spunem, nu, n-ai cum să fii mai bun. Nu poți să fii mai bun. De ce? Pentru că dacă e dar și noi la rugăciune, după aceea ce ne rugăm? Că de fapt să nu mai fim răi, că de fapt răutatea nu ne lasă să fim buni. Și o să vezi că nu poți neapărat imediat după 3 luni, 4 luni de rugăciune sau de biserică, gata, domne, de Sfânta Liturghie, gata, mai avem mai bun sau mai avem mai mult, nu? După 2, 3 ani, 4 ani, încet, încet te încălzești, că spune, lucrează rugăciunea și rugăciunea te va lucra pe tine. Deci fă rugăciunea, la rugăciune nu contează, că la rugăciune nu este calitatea. Că nu poți să faci calitatea.
că rugăciunea începe cu cantitatea și cantitatea aduce calitate. Te lucrează ea. Și Dumnezeu te încălzește pe măsură ce o faci rugăciunea. Că te rogi. Dar poți să faci și rugăciune și poți să faci tu să te dai și să te arzi jertfă, să te dai și să dai averea ta și să poți să faci tu ce vrei tu. Fără biserică și fără Sfânta Liturghie nu poți să faci nimic. Nu se poate, că acolo e sfințenia. Acolo e sfințirea. Pentru că, vezi, vorbim de învierea. Deci vorbim de răstignirea lui Hristos. Nu, vorbim de jertfa lui Hristos. Nu, și după aia de înviere. Că prima dată jertfești și după aia după 3 zile înviază. La Sfânta Liturghie se face un ritual care a fost cerut de către Hristos apostolilor și a spus și a rupt pâinea și a zis: voi asta să faceți, adică să sfințească, să facă Sfânta Liturghie pe care a lui Ioan Gură de Aur și a lui Vasile cel Mare, și prin Sfânta Liturghie este o sfântă taină prin care Hristos se face trup și vin, și vinul face sânge, și atunci spune: beți, mâncați de acestea, este trupul meu și acesta este sângele meu, adică vinul. Păi este cea mai mare sfântă taină, această sfântă taină este ca un fel de împărat între celelalte 6 sfinte taine, ca fiind soldați în fața acestei sfinte taine. De ce? Pentru că noi mâncăm pur și simplu, mâncăm trupul lui Hristos și bem sângele lui Hristos. Pentru că Sfânta Eucharistie, atunci când se vârșește Sfânta Liturghie, de aia este importantă Sfânta Liturghie și nu se poate fără ea, și o să repet tot timpul, că asta e cel mai important să înțeleagă oamenii, că nu se poate fără biserică, fără Sfânta Liturghie. Această sfântă taină de prefacere a trupului lui Hristos și sângele lui Hristos, pâinea și vinul în sânge, este un fel de prelungire a întrupării lui Dumnezeu în om până la a doua venire. Deci el se jertfește pentru noi și noi pururea putem gusta. Și vă dați seama ce înseamnă. Că de-aia spuneam: dom'le, domnul Bădin, eu fac rugăciune și mă duc la biserică. Și eu spun așa: Doamne, eu fac rugăciune, mă rog la tine, eu nu pot. Sunt slab, nu pot. Și nu pot nimic fără tine. Că spun unii: a, să ai încredere în tine. Fals. Greșit. Nu. Să ai încredere în Dumnezeu. Ca așa spun psihologii, să ai încredere în tine. Și eu spun: Doamne, eu fac rugăciune. Și eu fac rugăciunea și dimineața și seara, și o fac rugăciunea și în permanență, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Dar la mine poate e ceva special, poate e, adică mi-a dat Dumnezeu dragostea și dragostea mă face să fac rugăciune. Că eu fac rugăciunea permanent. Uite, Doamne, vezi? Eu când vorbesc cu dumneata, tot rugăciune fac. Dar cum ați ajuns la asta, domnul Becalilu? Voiam... Dau slavă Domnului când mă scol, eu fac rugăciune. Dar cum... din adolescență, care a fost momentul care v-a apropiat? Domnul Bădin, cred că îmi pun și o întrebare. Probabil strămoșii mei, toată bunătatea și toată jertfa lor se răsfrânge în bine spre mine și probabil, de ce? Pentru că mi-a dat dragostea. Asta știu sigur că o am. Și asta e cel mai mare dar, că îi spune Sfântul Apostol Pavel, că dacă voi da, dacă aș putea să vorbesc în toate limbile, dacă aș avea credință cât să mânt munții, dacă aș da trupul meu să fie ars jertfă și dacă aș da toată averea mea săracilor, dacă dragoste nu am, nimic nu am. Deci cu ce compară Sfântul Apostol Pavel dragostea ca un fel de încununare a tuturor virtuților. Deci fără dragoste nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu este dragostea și El asta vrea El, dragostea. Noi trebuie să ne asemănăm de Dumnezeu. Și acum o să vin și o să spun: eu dau slavă Domnului că eu sunt cel mai mare, cel mai ultimul păcătos. Da, dar mi-a dat dragostea și dragostea nu te lasă. Dragostea te salvează. Adică dragostea a fost o sămânță băgată în mine
care a încolțit. Da, dar asta era momentul. Dragostea mi-a dat. Pilărie. Cine v-a îndrumat? Mama, bunica, știți cum e? Domnul Bădin. Familie. Bunica mă ducea la biserică, dar eu de la 7 ani nu m-am mai spovedit, nu m-am împărtășit. După aia la 34 de ani. De la 7 la 30? De la 7 la 30. Pentru că m-au năpădit, cum se spune, sămânța care se aruncă, știți cum zice, sămânța care se aruncă, se aruncă la marginea drumului, o mănâncă păsările, aia sunt oi, atei, sămânța care se aruncă pe piatră și încolțește și pe urmă n-are apă, n-are soare, da? Și la mine era sămânța care a fost sămânțată bine în pământ bun, dar au năpădit din cauza lumii, m-au năpădit bălăriile cum ar veni. Și a încolțit, dar au acoperit o umbră a bălăriilor. Adică lumea. Adică lumea. Iar acum eu ce vreau, că da, aia celui Dumnezeu, că zice după aia și una din sămânțe care a aruncat-o în pământ bun, care a dat 30, 60 sau 100 de. Și eu zic, Doamne, eu vreau 100 să dau. Nu, dar la 30. Eu acum nu știu cât dau, 2, 3, 5 boabe, dar eu vreau să dau 100. Dar la 30 de ani, cum v-ați reîntors? Adică, care a fost deplicul? Adică ce s-a întâmplat în viața lor? Tot timpul dragostea, că îi spune că fiul risipitor, el s-a întors la taică-su pentru că după el a fost tot timpul dragostea tatălui lui. Și dragostea nu lăsa să piardă definitiv. Pe mine dragostea nu m-a lăsat să mă pierd definitiv. Dragostea pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu. Asta e o virtute care mi-a dat-o, știu sigur. Dau slavă lui că el mi-a dat-o, nu ea mea. Și dragostea nu m-a lăsat niciodată să mă pierd. Adică m-a învățat tot timpul dreptatea. Am umblat prin tot felul de oameni. Tot felul de nenorociți, de tot felul de oameni. Dar eu tot timpul dragostea m-a învățat dreptatea. Eu niciodată n-am acceptat nedreptatea. Nu am acceptat-o. Și umblam între oameni tot felul de infractori. Dar eu nedreptatea nu acceptam. Acolo cum ar fi fost. Iar dragostea dă roada milosteniei. Și milostenia o am făcut-o de când era mic, întotdeauna. Și atunci dragostea a făcut și a dat aceasta, a permis Dumnezeu această suferință la pușcărie, care pușcăria, că spune ăsta Justin Pârvu, cel n-a fost în temniță, nu știe a se ruga. Bine, parabolă. Dar suferința este postul sufletului. Eu am postul meu, sufletul meu a postit în pușcăria și acolo m-a dus Dumnezeu de ce? Mi-a zis, băi, te iubesc, te mântuiesc cu forța. Și acolo am învățat, și acolo am luat cărți. Nu știam, eu nu citeam. N-am citit. Câți ani aveți când ați ajuns la pușcărie? Păi acum, 50 și... Mai mă spovedeam, de la 34 mă spovedeam, mă împărtășeam. La 34 a fost momentul când, sau 30 ceva când v-ați reiezit, da, apropiat de biserică. Da, da, la 34 m-am apropiat de biserică, m-am spovedit, am făcut spovedanie, am stat 2 ore la duhovnic, mi-a dat 6 luni canon. Care a fost, ce v-a adus la biserică, readus la biserică de la 7 ani? La biserică eu simțeam tot timpul dragostea și simțeam că nu sunt bun, corect și drept și curat. Simțeam, pentru că dragostea, când o ai în tine, ea spune, e conștiința. Când faci, deci conștiința este vocea lui Dumnezeu care este în noi. Și ea este și martor și judecător. Când faci păcatul și au răul, ea este martor, că te vede. Nu poți să minți conștiința, nu poți să o mituiești. N-ai cum să-i dai bani, să zici, bă, închide ochi. Nu poți. Și ești și judecător. Ia după ce faci, fapta aia te și judecă. Aia când vezi că spune, domne, iar când faci fapta bună, atunci aia devine în noi, intră în noi bucuria, fericirea fericilor, bucuria bucuriilor. Iar când facem faptele rele, și aia care vezi că sunt oamenii și păcatele, care sunt oameni miliardari, ei nu trăiesc bucuria, ei trăiesc inimurile chinurilor, ei au un vierme care îl sâcăie și care îi râcăie. De ce, domnul Bădin? Pentru că bucuria nu are unitate de măsurare. N-are. E dacă n-are unitate de măsură, spune, bucuria este dată numai în Hristos. Dumnezeu a făcut omul ca să fie bucuros numai și numai în El.
Deci El l-a făcut pe om ca omul să aibă bucuria numai în El fiind. Adică numai în Hristos, Domnul și în Dumnezeu. Păi spune Sfântul Paisie Aghiorâtul, spune așa, mare Sfânt grec. El spune așa: trăiesc atât de multă bucurie încât dacă strângeți toate bucuriile de pe tot globul pământesc a toți oamenii, miliardele de oameni, și o puneți în balanță cu a mea, a mea înclină. Bine, el aici, el face o parabolă, face o comparație și cu alte cuvinte, ce spune el? El are trăire dumnezeiască, s-a îndumnezeit, pentru că noi oamenii suntem Dumnezei. El ne-a făcut pe chipul asemănarea lui, noi vrem să murim ca oamenii. Și atunci el spune așa, el vorbește ca un... și zice, și mă rog la Dumnezeu să nu mai îndea bucurie, că dacă mai îndă puțină bucurie, încrapă inima. Deci el, cu alte cuvinte, trăia bucuria infinită ca Dumnezeu, nu putea să fie mai... toate bucuriile nu puteau să... nu e nimic mai mare decât infinit. Toate infiniturile, infinit cu infinit, dă tot infinit. Deci el, cu alte cuvinte, nu... asta a mizat când a spus. Iar el, atât de patriot era, încât a spus, Dumnezeu, dacă se vorbește în rai limba alta decât greaca, și în greacă se vorbește, în iad se vorbește greacă, vrea un iad. Deci îți dai seama cât de patriot era. Bine, nu se vorbește limba nici în iad, nici rai. Iar a făcut o parabolă. Dar a vrut să scoată în relief cât de mult iubește el poporul neamului. Bun. E, și atunci asta... Eu vreau să rămânem la perioada asta. Deci la 7 ani până la 30 și ați avut îndoială. Nu, n-am avut, nu. Sau cum era? Tot timpul am avut... n-am avut cunoaștere, dar eu am avut o cunoaștere, o înțelegere fără cunoaștere. Deci eu înțelegeam fără să cunosc. Dar familia ce vă spune? Și deci, păi stai puțin, de ce spun că înțelegeam fără să cunosc? Pentru că sora mea, care intrase într-o lucrare de mântuire și care m-a ajutat la spitale, tot, icoane peste tot, eu vorbeam cu ea anumite lucruri și spunea: Gigi, tu îmi spui niște lucruri câteodată că mă gândesc că tu chiar ești mai credincios ca mine și înțelegi mai bine decât mine. Adică, nu vă pot spune, știu, dar nu mai stau să vă spun acum, că pierdem timpul. Adică, spunea niște lucruri, iar eu îmi contraziceam. Eu, fără să cunosc, înțelegeam. M-ați înțeles? Deci, ca aici spuneți Sfinții Părinți, e cunoașterea și înțelegerea. Dar eu înțelegeam fără să cunosc, adică fără să citesc, fără să știu. Ai dau slavă lui Dumnezeu, pentru că în Duhul Sfânt m-a iubit Dumnezeu și le înțelegeam. Păi și acum, păi domnul Bădin, mulți se duc în pușcărie și mulți citesc. Păi sunt și mulți preoți, dar eu slavă Domnului dau că-i dar de la El. De ce? E pentru că eu... acum, nu că le cunosc, le și înțeleg, dar numai că le înțeleg. Dau slavă Domnului cât pot și cât mă... că El să-mi dea putere, că să nu mă trufesc, dar le pun în practică, dar le pun cât pot, cât îmi dă El putere. V-a schimbat pușcăria viața. Da, viața mi-a schimbat pușcăria spre mântuire. Și mulțumesc și la judecători, care i-a murit și le iert acum și le cer iertare. Și pe Livia Stanciu și pe Ionuț Matei și pe Francesca Vasile, care mi-au dat pușcăria, pentru că nu mi-o dădeau ei pușcăria, ei au făcut nevinovat, m-au băgat. Dar ei pușcăria care au făcut-o ei, că spune că Dumnezeu când face dracu un rău, Dumnezeu face un bine de 100 de ori mai mare. Când dracu a făcut acel rău până acei 3 judecători, a făcut Dumnezeu un bine mai mare de 100 de ori. A zis, bă, voi mi-l băgați la pușcărie, dar eu o să vi-l mântuiesc. Doamne, slavă Domnului, să mă ierte Domnul, spus, că nu știu dacă spus să nu mă trufesc. Când închisoare ați început să citiți. Și am început, acolo am început să înțeleg. Cum a venit? V-a adus cineva o carte? Când am fost arestat prima dată în 2009, deci cu 6 ani în urmă, 4-5 ani în urmă, mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat o palmă. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că Tu vrei să mă mântuiești cu forța. Și când a venit din temniță atunci, m-am spovedit, m-am împărtășit în temniță, când a fost arestat 2 săptămâni, și am zis, lăsați-mă în pace, că acum nu vreau, vreau să plec cu sfințenie. Adică înțelegeam că eu, că Hristos, trupul și sângele Lui luându-l, eu sunt atunci ca și Hristos. Pentru că atunci când îl iei, dacă le-ai curat și te pocăiești și le-ai curat, atunci se unește Hristos cu tine. Se unește cu în fire.
Se unește firea ta, se unește, nu se amestecă. Se unește firea omului cu firea lui Dumnezeu, Hristos. Așa. Îți dai seama? Și intră și se unește cu noi și suntem o singură ființă. În care este și Hristos Dumnezeu și noi. Cu fire dumnezeiască și omenească. Deci în 2009 ați avut... Și atunci... ăsta. Da. Iar când m-am dus a doua oară la pușcărie după aia... În a doua oară la pușcărie. Când m-am... În 2012 ați intrat în politică. Da. Am intrat după aia, am făcut multe... Mă certam cu lumea. Jigneam, făceam, dregeam, cu tare. Și v-a părut rău? Atunci a făcut Dumnezeu o minune cu mine. Am zis eu, de azi nu mai fumez, n-am mai fumat. Dar eu tot am jignit, tot am înjurat. Și după, acum, a doua oară când m-am dus la pușcărie, am luat o icoană cu mine, am pus-o în celulă, era și Babiuc și cu mine, și am pus în genunchi și am zis, Doamne, o icoană, iubesc Iisus Hristos, trăsinit. Da, da, cu Babiuc în temniță am fost. Și am îngenunchiat și am plâns și am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai adus aici în temniță, că vrei să mă mântuiești cu forța, că mă iubești prea tare. Îți mulțumesc pentru dragostea ta. Deci eu am mulțumit, eu n-am cârtit. Că dacă cârtești în mâinii pe Dumnezeu, eu am iubit. Am suferit, dar am iubit suferința. Câți erați în camera acolo? Nu eram trei. Eu, Cioflină și cu Babiuc. Și cum ați început să citiți? Și am început să... Sau cum? Eu spuneam deja rugăciunea. Eu rugăciunea inimii deja o spuneam. Nu pot să-mi dau seama când. Că nu-ți dai seama când. Și de ce nu-ți dai seama, domnul Bădin? Pentru că ia pozele de când erai mic. Și dai seama când ai crescut? Fii, uite că ești mare acum. Așa nu-ți dai seama? Nu-ți dai seama. Crești. Și după 5 ani îți dai seama că ești mai înalt. Fii puțin mai... Și nu-ți dai seama. Trece timpul, vezi că se schimbă față. E, așa este și cu încălzirea duhovnicească. Nici nu-ți dai seama când Dumnezeu îți dă darul. Și tu faci. Și pe urmă, pac, îți scoate Dumnezeu în care încă ceva, și încă ceva, și încă ceva. Și după un an sau doi ani, tu te duci în spate și vezi, uite, bă, am crescut, uite pozele. Și tu te duci în spate și vezi, uite, bă, acum trei ani, nu știam, dar... nu era bata de credincios. Uite, anul trecut, de exemplu, eu n-am ținut postul 40 de zile. Vezi, deși eram cu credință încă în Hristos. Dar ceream, aveam binecuvântare și dezlegare. Dar ce am făcut? A venit de Cleopa... Și am citit în Lie Cleopa. Cum să cer mă dezlegare de la preot? Nici o dezlegare, de că ești mort în pat. Atâta dezlegare. Și atunci și am citit cum Moș Gheorghe mânca numai varză, pâine cu varză. Și am zis, o să mănânc și eu numai pâine cu varză și am să țin postul, că nu sunt mort. Și am mâncat prima zi varză și a doua zi varză. Și am ținut postul și am mâncat pâine bun, cu dulceață. Să-i dau puțin gust și a zis, asta e puțin, mănânc pâine prăjită cu ceva, îi dau o măslină, îi dau o dulceață, nici măcar, că mâncare nu pot să mănânc fasole, cartofi, nu pot eu, am arsuri. N-am zis, stai puțin, că mănânc pâine. Că zicem saltire, că pâinea întărește inima omului. Eu dacă întăresc inima, ce mai am nevoie de mai mult? Și acum să vă spun și încă ceva. Și postul ăsta, așa am ținut, așa am început să țin, uite acum, săptămâna mare am ținut-o post negru. Puteam eu vreodată, că eu muream de foame. Am mâncat o dată pe zi, toată săptămâna mare. La ora 4-5. Că vezi? Dar postul, că spun unii, că vezi că ești om și trebuie totuși să spune ce trebuie să învețe oamenii. Postul nu e așa că postul, vezi, Doamne, țin post. Vai, că vine postul, acum îl țin postul, vreau să fiu mai siluetă, vreau să fiu mai musculos, mai putare. Nu așa. Postul se ține... cu paza tuturor celor cinci simțuri. Să postești de toate cele cinci. Ceea ce fac oamenii de post este gura, gustul. Unul din simțuri. După aia vin urechile. După aia vin ochii. Ochii sunt cei mai hoți și cei mai lungi brațe furăcioase au. Că apuci cu ei și ți intră în cap. Și după aia păcătuiești cu gândul. Că o vezi, de exemplu, pe ea că este dezbrăcată și te ispitește și ți intră și el apucă ochiul și vede. Și ți intră urechi. Și pipăitul, care este iar o
un păcat. Deci, gura, văzul, auzul, mirosul, pipăitul și mai este unul. Mai este mirosul. Mai este și mirosul. Deci noi, organele noastre, simțurile organelor noastre care ne duc la păcat. Noi trebuie să postim de la toate astea. Miros, văz, auz, gustat și pipăit. Astea trebuie să postim și ne mântuim. Așa că da, fac alte lucruri, dar nu, tată. Da, și acum și spun încă ceva. Da. Poți să ții tot postul și să nu mănânci și să mor de foame. Nu te duci la Sfânta Liturghie, zero. Numai de acolo vine lumina. Dar știți că unii zic că nu e neapărat nevoie să țină nici postul, nici neapărat să meargă în biserică mereu. Spun că ei în sufletul lor cred asta. Fii atent aici. Cred asta, nu? Sau mă rog, nu cred. Și o să vă dau răspunsul și la încă o întrebare când spun asta, da? Noi trebuie să ținem după cele 7 sfinte sinoade ce spun sfinții noștri părinți în credința noastră creștină ortodoxă, că ne-a dat Dumnezeu cea mai mare bogăție a lumii, care a dat-o Dumnezeu oamenilor, este ortodoxia. Și noi ne-a dat-o la români. Acum ce spune părintele Filotei Zelavos? Fii atent ce zice el, ca să-ți dau și un răspuns și la credință. Zice, cred în Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, cred în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Adică toți trei, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-o ființă. Și spune așa, nu primesc, resping și mustru. Nu primesc, resping și mustru. Și aici dau răspunsul la cine vrea să înțeleagă că nu o să vorbesc aici teologic despre alte credințe și despre alte religii, că nu e bine, că după aia zice că nu știu ce, că nu știu cum. Dar eu am dreptul ca să-mi apăr credința mea, să o laud, dacă este cel mai mare diamant și cea mai mare perlă a lumii care a putut Dumnezeu să o dea și ne-a dat-o nouă românilor. Că nouă Dumnezeu ne-a dat pământul, că zic, Doamne, e sărăcie. Păi da, e sărăcie, dar Dumnezeu ne-a dat nouă, că El ne-a dat nouă pământul. Nu ne-a dat pământul, a dat Europei pământul, că ne-a dat bogățiile. Nu ne-a dat cerul, că ne-a dat ortodoxia. Și numai prin ortodoxie poți să ai cerul, că n-ai cum să ai cerul. Deci mântuirea... Și catolicii zic la fel. Ei zic la fel, noi zicem așa, ei zic așa. Să vedem cine o să aibă dreptatea. Ei zic așa, dar o să-ți arăt eu că este ca noi. Prima dată citesc ce zice părintele, Sfântul Părinte. Deci, nu primesc, resping și mustru. Orice necuvință, necredință, învățătură, strâmbă, erezie și rătăcire veche și nouă contra credinței ortodoxiei și Sfintei Treimi. Nu primesc nicio inovație, nicio învățătură străină și venită de la oameni și potrivnică învățăturii credinței sănătoase ortodoxe și Sfintei Tradiții despre care Sfântul Sinod al VII-lea declară. Orice scornire potrivnică învățăturii cuvioșilor părinți să fie anatema. Orice care vine peste ce au spus Sfinții Părinți în Sfintele Sinoade de la 325, primul de la Nicea, ecumenic, este erezie, resping, așa cum zice părintele aici, deci eu nu primesc, resping și musul. Ăsta eu sunt becali, da? Da, știți? Eu nu primesc, resping și musul orice este împotriva și care se abate de la ce au spus Sfinții Părinți în Sfintele Sinoade cele 7. Da, știți că inclusiv la... Eu știu. La vârful bisericii noastre sunt... Au fost prelați care sunt apropiați de celelalte religii. Da. Și spun că e un semn de bunătate ăsta. Bun. Și eu spun așa lor. Eu le spun lor așa. Da? Uite ce le spun eu lor. La toți aia care fac asta, da? Nu primesc, resping și mustru și spun așa. Orice scornire potrivică învățăturii să fie anatema ceea ce fac ei. Anatema să fie
că-i mustru eu, de calic care nu sunt eu preot și nu sunt față bisericească, tot ce fac acei preoți și ecumenism, eu resping, nu primesc și mustru eu de calic. Și acum... Ești patriarhul, a făcut școala ecumenică în Elveția, nu? Resping și mustru ce a făcut. Da? Eu mărturisesc pe Hristos exact cum spune cele șapte sfinte sinoade și nu zic de persoane. Eu resping și mustru tot ecumenismul. Da? Bun. Eu. Dar acum vin să spun de ce. Și eu spun, stai domnule puțin, păi de ce? Și eu o să spun ție acum un fel următor. Păi de ce, domnule? Și eu o să spun, domnule, uite care e treaba. În 1424... armenii erau bogați. Patriarhul Ioachim al Ierusalimului era bogă, era sărac. Nu era, era patriarhul Ioachim era, da, patriarhul Ioachim. Și era săraci ortodoxi, dar făceau sfânta slujbă de înviere la Sfântul Mormânt. Când au cucerit turcii în 1424, au venit ăștia armenii la turci. Și a zis, bă, uite care-i treaba. Cereți mare dajdie, chirie mare, și n-au dus să dea ortodoxii și vă dăm noi banii. Cereți 900.000. N-au dus să dea. Au venit armenii, pac, 900.000. Ei s-au despărțit de noi la sinodul de la Calcedon în anul 400. 420. Și s-au rupt de noi. Și atunci ei, armenii, bine voi, faceți voi. Au dat tot din pașar, niciun ortodox n-are voie în Sfântul Mormânt afară, la Ierusalim. Au ieșit toți, a ieșit patriarhul Ioachim, afară, n-aveam nici ortodox. Au făcut ei slujbă, ei, armenii, tăi, nimica, nicio lumină. Înțelegi? A ridicat patriarhul Ioachim, Sfântul Ioachim, Marii Ierusalimului, foiagul și a zis, a făcut slujbă și a zis, învierea ta, Hristoase, afară! Și buf! Scânteie pe un Ierusalim, acolo dacă mergeți, scânteie pe o mare piatră de marmură și a dat lumina în piatră, afară la ortodoxi. Și ei făceau de zor, cu sute, cu mii de preoți, și ai noștri, pe Ioachim, șapte preoți a făcut. A trecut asta. Nu a trecut. Înainte. Altă întâmplare. Când au venit cavalerii teutoni și cavalerii de la Malta și spanioli și francezii și-au cucerit Ierusalimul în 1104, parcă. Și au venit, bă, noi acum nu-i cavaleri, noi am luptat, noi am cucerit Ierusalimul și Sfântul Mormânt de la Ameliberat, de sub turci. Păi noi acum, noi catolici, noi, tată. Că era deja rupt din 1054. Erau catolici. Și noi facem noi, noi luăm Sfântul Mormânt, noi luăm. Luați-l, bă. A venit ăsta, luat de la împărat, că era imperiul de răsărit al roman, care s-a făcut atunci, 1204. Și asta, și domne, a dat ordin afară toți ortodoxii și l-au trimis pe ăsta la... era atunci cine era... Tot Ioachim era. Nu. Nu. Nu, stai puțin. Stai că am aici anotat, da? Nu, patriarhul Ioachim, el a fost în 1104. Nu, atunci 1424 a fost alt patriarh. În 1104 a fost patriarhul Ioachim al Ierusalimului și s-ar putea să fie chiar altul, tot Ioachim să-l cheme. O să citesc mai târziu, dar nu este important asta. Important e că a intrat patriarhul, l-au luat pe patriarhul, l-au dus la 30 de kilometri la mănăstirea Sfântul Sava, împreună cu tot soborul de ortodoxi și a zis, voi aici stați la distanță. Bine, domnule. S-au dus ei, că s-au anunțat că fac catolicii ei la Sfântul Mormânt. A venit mii și mii și de pe la Roma și sute și mii de preoși, prelați. Uite acolo, sfântă, doi, nimic, nu mai vedea, nu venea lumina. A adus ăsta împăratul, a zis, băi,
comandantul oștilor romane și a zis, băi, ce chemați pe ortodoxi? L-a chemat pe, pe Ioachim, pe Sfântul Ioachim și a zis, băi, părinte, care-i treaba? Sfințeau, ce, care-i treaba? Ce, nu avem lumină? E, cine știe? A fost frică să zic, e, cine știe? Tot timpul a venit. Dar el știa că nu o să vină. Păi și cum, ce să facem? Păi știm noi, tot timpul, nu știm de ce n-a venit. Păi a faceți voi, că poate vine, o să facem. A luat Ioachim 7 preoți, a făcut Sfânta Înviere și a zis, învierea ta, Hristoase, poc lumina! M-ai înțeles? Da, da, vreau să vă dau și bun, și îți mai spun și încă un, încă unul exemplu. Ei când au văzut, ei armenii, ca să bage strâmbe la ortodox și a zis, domne, vine lumină la ei pentru că au o șmecherie cu fitilele și cu candelele de aur și de argint. Și a dat ordin el la sultanul turcilor, tot așa, e bine, schimbați-le mă toate, toate din fier și pune scuie în loc de fitil. Da, da, și învierea ta, Hristoase, și poc lumină în toate cuile de, de, de fier. A venit la noi, la ortodoxi. Nu vine nicăieri lumina decât numai la ortodoxi, da? Da, domnul Becali, dar știți, bunii o să spună felul următor. Statul român, că toți suntem în anul centenarului, a fost creat de ortodoxi și de greco-catolici. Greco-catolici din Transilvania, care erau la fel de patrioți ca și ortodoxi. Auzi? Spun unii, da. Auzi? Eu? Hai zi. Și o să spun, o să răspund. M-am spus, da. Uite, și să răspund eu acum iar, da? Dacă n-ai înțeles. Da. Ca să spun tot în română. Eu mă întreb. Eu, dumneata mă întreb pe mine și eu îți răspund, da? Eu îți răspund. Dar eu să spun un lucru. Eu nu critic pe nimeni și eu nu vreau să supăr pe nimeni. Doar eu citesc și spun și citesc chiar. Nu primesc, resping și mustru. Asta spun, da? Dacă înțelegi, bine. Dacă nu înțelegi... Bă, eu respect cu tot. Da, ai înțeles? Da, ai înțeles? N-ai înțeles. Aveți un punct de vedere, stați un pic mai... Dar e dreptul... Bă, nu, dacă spune anatema, poate că spune anatema să fie orice este. În cele... Dom'le, eu nu știu... Domnul Bărin, eu iubesc orice neam. Ca dovadă, acum mă duc în Africa, la... Basta, în Africa de Sud, la, cum se numește, la Uganda. Ah, Uganda, da, 1000 de copii, vreau să dau mâncare, vreau cu o biserică, 1 milion, 2 milioane de euro, vreau. Nu sunt niște pelerini, ortodoși. Da, da, și vreau să fac acolo 2 milioane de euro, fac o mănăstire ortodoxă acolo, ca să ajut copiii, că sunt copii care n-au ce mânca, n-au ce bea și vreau să iau utilaje, să fac în toată Uganda, să fac... Păi acolo m-a contactat o măicuță negresă, este aici la Dragomila la noi, m-a contactat. Și am trimis 10.000 de euro, zic, băi, să aveți acum de Paște, o să trimit eu acolo, dacă nu vin eu, fac misiune. Pentru că acolo e sărăcie, acolo n-au ce bea oamenii și ce mânca. Deci eu nu sunt, eu nu fac discriminare. Eu iubesc pe oameni la fel, că spune Dumnezeu că el plouă și peste cei buni și peste cei răi și răsare soarele și peste cei drept și peste cei nedrepti. Deci eu iubesc la fel pe toți oamenii. Numai că, bă, eu iubesc toți oamenii. Și eu respect toți oamenii. Și eu nu vreau să jignesc pe nimeni. Numai că eu, din Sfintele Sinoade, cele 7, eu nu ies. Și eu spun așa, îmi spune aici, eu spun. Nu primesc, resping și mustru. Așa fac eu. Da? Și care vrea e problema lor. Eu așa fac. Nu primesc, resping și mustru. Celelalte lucruri, cine înțelege și cine are urechi să audă și cine și are înțelegere să înțeleagă la ce mă refer eu. Da? Da. Eu nu primesc, resping și mustru. Uganda, spus de Uganda, ați mai fost și prin... N-am mai fost, dar acum, anul trecut am dat 3.000 de euro, am zis, du-te-mi în țara mea, ți-a săraci, a venit un călugăr grec. Și acum așa a rânduit Dumnezeu, băi, spui, vezi ce înseamnă? Păi vezi ce înseamnă? Deci anul trecut am dat 3.000 și acum vreau să spun 1.200.000. Păi înseamnă, eu am zis, Doamne, fă-mă mai bun și m-a făcut mai bun. Doamne, dă mai multă iubire. Și mi-a dat mai multă iubire. Și de, o să vină unii și o să vă... Și eu acum fac mărturisire. Eu a zis, vezi, că fac mărturisire. Păi cine are curaj să spună astea ce ți-am spus eu? Nu primesc, resping și mustru. Deci are curaj să spună? Uite, să vezi dacă au curaj să spună. Eu spun, nu primesc, resping și mustru. Mărturisire, uite aici, mărturisirea credinței ortodoxe. Eu asta fac. Mărturisesc pe Hristos. Și nu mi-e frică.
Unii o să vă critice că mergeți în Uganda și dați acolo 2 milioane de euro și o să spună că de ce nu dați aici 2 milioane de euro. Păi aici, dacă și aici dau și dau și în voi ce vedeți la televizor, vedeți numai 5%, 3% și unde sunt familii, copii, 6-7 copii, le fac case în continuu și nu știți voi și îi ajut în continuu pe aia familii, copii mulți. Dar nu știți voi, că nu-i vedeți și în continuu fac. Și unde există sărăcie, dacă acolo mor de foame și de sete. Deci mor de foame și de sete. În Africa, asta nu numai în Uganda. Da, eu am să fac de acum misiune oriunde, în Africa, unde mor copii. Nu plec eu, că trebuie să fac vaccinul. Am aranjat deja, pleacă altcineva. Dar eu o să fac misiune oriunde voi vedea copii care mor de foame și de sete. Asta voi face eu. Eu toată averea mea o transform în banca cerului. Eu n-am nevoie de avere. O să las la fete 20-30 de milioane la fiecare. Îi ajunge câte 20-30 de milioane de euro? Nu știu, domnule. Le las pe 30 de milioane la fiecare. Le ajunge? Și cu restul ce faceți? O iau cu mine în banca cerului. O fac acolo un palat cu diamante, cu briliante. Păi, da, vrei să-ți povestesc cum a făcut Sfântul Toma? Un mare împărat vrea un cel mai mare castel. Și a zis, băi, cine e cel mai mare arhitect? Sfântul Toma era. Să-mi faci mie cel mai mare castel, îți fac, dăm bani. I-a dat 3 saci de aur. L-a dus, după 3 ani a venit oamenilor, băi, vezi că ăla cheltuie toți banii, a cheltuit toți, a chemat cu unde e palatul meu? Păi ți l-am făcut și e gata. Păi ce toți bani, joc de mine, ai dat toți banii, atunci îmi temniță. Moare fratele împăratului. Moare fratele împăratului, când moare, se duce acolo, ce tu aici, stai într-o cocioabă. Băi, zice, eu sunt împărat, cum să mă stau? Acolo vreau să stau, uite, acolo, în castel, eu sunt împărat. Zice, nu, ăla e la fratele tău. E minune, înviază fratele lui, se duce. Pentru că a înviat, i-a spus frațul împăratul, să-mi cer orice îți dau. Și am zis, și a zis el, dăm castelul care ți l-a făcut Toma. Și s-a prins frațul că i-a făcut castel în ceruri și a zis, ia-l pe Toma, scoate-l în temniță, dă-i și tu, ai și tu bani, fă-ți și tu castel în ceruri. Păi dar ce, eu sunt idiot? Păi domnul Bădin, păi dacă noi oamenii, noi suntem, zicem saltire, că și toți sunteți Dumnezei și fii ai celui preanalt, iar voi ca niște căpetenii cădeți și ca niște oameni muriți. Deci, păi dacă noi suntem Dumnezei, că noi suntem frați cu Hristos, că ne l-a dat Dumnezeu pe lui el fiu și noi copii, și noi suntem, că s-a unit Hristos cu noi după fire și ne-a făcut Dumnezei. Acum ne depinde dacă noi vrem să fim draci sau Dumnezei. Facem fapta bună și facem cu îi place lui Dumnezeu, rămânem Dumnezei, ne îndumnezeim. Și atunci dacă avem posibilitatea, eu zic, Doamne, îndumnezeiește-mă, eu vreau să fiu Dumnezeu. O să zici, băi, că dacă nu știi, să mergi, că nu zici, băi, e nebun becali. Eu nu sunt nebun. Că o să vină vremurile că o să zică, zice, o să zică că dacă nu ești ca ei, o să zică, a, ăla e nebun. Și o să zică lumea, eu sunt nebun, de ce, că nu-s ca ei? Păi nu, eu spun ce spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu ne-a făcut Dumnezei, că spune Dumnezeul Dumnezeilor. La ce se referă când spune Sfânta Scriptură? Se referă ca un Dumnezeu, și Dumnezeii cine sunt? Dumnezeu. Dumnezeii sunt sfinții, oamenii care s-au îndumnezeit, așa cum Paisie Gheorâtu s-a îndumnezeit. Și eu vreau să mă îndumnezesc. Eu de ce să... Păi și eu de ce să... Dacă am posibilitatea că spune va face Dumnezeu pământ nou și cer nou, nu-l distruge pe ăsta. Că Dumnezeu nu distruge ce face el, creația lui. Îl schimb, face nou, pământ nou și cer nou. Pământul, nu știm cum. Și la judecată, după aia, la a doua judecată, vor învia toți morții la Valea lui Iozafat, în Ierusalim acolo, că ei evrei, vezi, Doamne, iau morminte ca să fie aproape de judecată. Înțelegi? Contează asta, unde ești la judecată. Înțelegi? Că costă milioane acolo un mormânt la Valea lui Iozafat, că ei știu că acolo o să fie judecată. Și vor învia toți morții în trup și se face judecata și oile în dreapta, caprele în stânga. Și cei care sunt drepții și pe care se vor fi îndumnezeiți vor trăi cu Dumnezeu în ceruri și vor fi serviți de îngeri. Deci avea servitor pe îngeri. Păi dacă eu am posibilitatea să am servitor îngeri,
și să mă îndumnezeiesc, să stau în frumusețea frumuseților. Mai mult decât atât. Doamne, că cu puterea Lui, asta eu vreau. Dar ce depinde de mine, fac rugăciune și la biserică merg? Și, Doamne, că asta eu vreau? Și fii atent. Dacă ajungi să te îndumnezeiești pe pământ, să faci voia Lui, trăiești bucuria bucuriilor pe pământ. Ia că trebuie să luăm o pauză de publicitate, că asta e. Da, da. În Iadofial, nu știu. Da, da. Da, publicitate.